Bun, mai că ceva se mișcă și pe Facebook. Bun. Bogdan, Cosmin, dacă aveți întrebări sau partea de intenție, vă invit să scrieți și voi. Bun găsit tuturor și celor de pe Facebook acum. Suntem la o sesiune introductivă despre cursul Avantajele Rezilienței, un curs creat de Institutul HeartMath din Statele Unite, care prezintă în detaliu exerciții, tehnici, tehnologie pentru a aduce în coerență inima, creierul și corpul și în același timp pentru a spori reziliența în viața noastră, adică felul în care răspundem, în care ne adaptăm, în care ne refacem după o situație de stres. Și nu mă refer doar la stresul accentuat și foarte accentuat din ultimele 2 luni, ci la orice situație de stres din viața noastră. Și în următoarea aproximativ o oră, acum ceva mai puțin, intenția mea este să prezint puțin atât cursul cât și cum am ajuns eu la cursul respectiv, pentru că m-am acreditat anul trecut ca formator, ca trainer al Institutului HeartMath, la un curs și un proces destul de complex în Statele Unite. Și acum, în săptămâni acestea, dau mai departe ce am învățat și cu multă bucurie pentru că văd efectele în viața mea și ale celor cu care deja am lucrat în România în primele 2 luni ale anului, până când a început, de fapt s-a oprit deplasarea noastră și de atunci am trecut în online și am sprijinit oamenii în online cât am putut. Deci va fi o parte de imagini pe care le voi împărtăși legat de conținutul cursului, cui se adresează cursul, care sunt modulele, care conținutul, apoi care intenția pentru weekendul viitor, când o să țin prima serie a cursului timp de 8 ore împărțite pe 2 zile, sâmbătă, duminică. Și o să fac și o prezentare demonstrativă, am un senzor lipit pe ureche, care e atașat la computer și o să împart ecranul cu toată lumea să vedeți ce se întâmplă, cum se măsoară coerența în funcție de felul în care bate inima și variabilitatea ritmului cardiac. Și sper să pot transmite cât mai mult din entuziasmul pe care îl simt. Mai ales că am lucrat în ultimele luni cu copii, cu părinți, cu terapeuți, cu psihologi, cu oameni care predau la rândul lor mindfulness. Și feedback-ul e foarte fain de la toți. În felul în care, în mod accelerat, toată tehnologia asta îi ajută să trăiască o viață într-o stare de bine, o viață mai bună, mai echilibrată, mai flexibilă și fizic și emoțional și mental. Și de ce nu și la nivel spiritual. Pe scurt, despre mine câteva cuvinte. Am petrecut în ultimii 20 de ani, așa cumva jumate-jumate, cam 10 ani, într-o profesie care la noi nu apare în nomenclatorul de meserii, dar se numește la nivel global lucrător pentru pace sau peace worker, peace builder, creator, constructor de pace. Asta au fost proiecte în zone de război sau după război din diferite țări, cum ar fi Sudan, Burundi, Irak, Filipine,
Și acolo am învățat foarte multe despre conflicte la nivel macro, la nivel de societate, la nivel de organizații, proiecte de pace în mod real, combinate cu dezvoltarea economică și a infrastructurii, dar la nivel social, la nivel de relații interumane, ce putem face să trăim o viață cu mai multă colaborare, cu mai multă empatie, cu mai multă compasiune, la nivel foarte pragmatic, deci nu doar la nivel filozofic. Și după vreo 10 ani de lucru în domeniul ăsta, în care am lucrat și în diferite zone din Europa, din România, am început alți 10 ani de lucru mai mult în interior, ceea ce a însemnat să realizez că, de fapt, toată lumea exterioară, inclusiv războaiele, conflictele, bolile, agitațiile sociale, economice, politice, vin din faptul că în interiorul meu și al fiecăruia dintre noi, acele lucruri există la nivel de gânduri și de emoții. Și că lumea exterioară e oglinda lumii interioare. Ei, când mi-am dat seama de asta, am început, ziceam, 9-10 ani de căutări și de a încerca să înțeleg cât mai bine cum funcționez eu ca un ansamblu dintre minte, corp, spirit, inimă, creier, corp, gânduri, emoție, cum gândurile mele generează anumite emoții în corp, și o să vorbim puțin despre asta. Și emoțiile respective determină din ADN-ul meu și din capacitatea celulelor ce anume informație se manifestă și se transmite din generație în generație, și eu am totuși posibilitatea reală de a schimba manifestarea celulelor, de a ieși dintr-o zonă de competiție, de reacție la schimbare ca o amenințare, așa cum scrie Alina. Și apropo, vă invit și pe cei de pe Facebook și pe cei de pe Zoom să scrieți dacă aveți întrebări concrete pe Facebook, să văd cum o să reușesc să le captez. Deci cum schimb în funcție de cum aduc conștient în coerență, în aliniere, în armonie, gândurile cu ritmul cardiac, cu ritmul inimii, care afectează întreg sistemul nervos, și ce emoții generez în corpul meu, care vor determina cum mă comport, de fapt, cum reacționează corpul. Și acolo este schimbarea, de la a percepe schimbarea ca pe o oportunitate, și când nu o percep, când o percep ca pe o amenințare, să fiu conștient de asta și să mă împac cu asta, să accept lucrul acesta și de acolo să acționez. Și atunci am intrat, spuneam, în ultimii 10 ani, mai mult în zona de a înțelege pe un spectru foarte larg, de la meditație, de diferite tehnici, de la yoga, de la muzică, de la arte, a folosi sunetul mai mult, a folosi mișcarea, a folosi ceea ce are un mare succes în sesiunile mele individuale de coaching 1 la 1, escavarea somatică, a merge în corp, în psihosomatic, cum se numește, a merge în corp și a vedea legătura dintre afecțiunile și durerile fizice și felul în care gândesc și partea emoțională, și de acolo desfăcut, dizolvat, transformat, bucată cu bucată ce e de transformat. De fapt, lăsată energia, eliberată energia din corp, pentru că natura energiei este să fie liberă. Și noi, atunci când gândim într-un anumit fel, și anume ranchiună, ură, frică, furie, rușine, vină și altele, tristețe, și le alimentăm pe acestea, noi ne creăm aceste stări, ne creăm acest câmp de incoerență, de fapt, sau de coerență foarte scăzută. Ceea ce înseamnă stres, înseamnă cortisol și alți hormoni de stres care blochează, de fapt, creșterea, și ei își fac treaba. Treaba lor este să ne pună într-o stare de lovește, fugi sau îngheață, prefate că ai murit. Asta e treaba lor, ca să ne ajute să supraviețuim. Dar noi nu mai suntem acolo. Nu suntem aici să trăim o viață într-o stare de bine, cu bucurie, și să strălucim din ce avem de strălucit fiecare din interior. Și toată munca asta
de a merge în interior și am ajuns inclusiv în zone de psihologie, neuroștiințe, de fizică cuantică, atâta cât pot eu să o înțeleg și să o aplic la nivel de gândire și de exerciții, de geometrie, de geometrie sacră, de tot felul de combinații care m-au ajutat să înțeleg, repet, la nivelul la care pot să înțeleg acum, la nivel de conștiință, de conștiință, cum funcționăm, cum funcționez eu și ce pot eu să fac ca viața mea și viața celor din jur să fie echilibrată, să fie într-un fel armonioasă, așa cum eu percep și trăiesc că este potențialul nostru cu adevărat al fiecăruia. Bun venit și celor care s-au alăturat în ultimele minute. Mă mai uit pe comentarii. Dacă aveți comentarii și cei de pe Facebook sau întrebări, vă rog să le scrieți. Diana, Robi, Andreea, vă salut și pe voi cu drag. Continuăm prezentarea despre cursul în sine, pentru că în ultimii 2-3 ani am ajuns la tehnologia și tehnicile celor de la HeartMath, care au dezvoltat în ultimii 30 de ani aproximativ, pe o bază foarte solidă, fundamentată științific, niște tehnici și tehnologii foarte practice de a măsura această coerență inimă-creier-corp. Și am ajuns aici pentru că în urma muncii mele și unul la unul și în grupuri și cu mine, în interior, intuiam că trebuie să existe o tehnologie care în timp real să îmi dea un feedback despre legătura dintre gândul meu, emoția, bătaia inimii și cum se transferă asta la nivel de coerență, de stare de bine, de flexibilitate. Am decis, când anul trecut am decis să merg să iau programul lor de acreditare ca trainer și a durat câteva luni, a fost un proces foarte fain, culminat cu un training în decembrie în Statele Unite. Unde? O secundă. A fost o experiență foarte faină și am învățat să dau mai departe aceste lucruri, ceea ce și fac acum. Și intenția de bază este nu doar să țin un curs, nu doar să țin o prezentare în care să vă prezint, să vă povestesc despre asta, ci de a face armonia și coerența asta cu adevărat virală între cei care sunt pregătiți să își amintească cum se trăiește. Pentru că eu cu adevărat nu pot să vă învăț pe niciunul dintre voi și nici pe nimeni, de fapt, asta am învățat în ultimii ani, nu pot să vă învăț nimic ce nu știți, ci ce pot să fac și ce am participat eu și ca participant am trăit această stare, să-mi amintesc care e funcționarea optimă a mea ca ființă umană în permanentă actualizare, pentru că ce percep că se întâmplă acum la nivel global este o creștere fantastică, accelerată a nivelului nostru de conștiință colectiv, respectiv individual și planetar. Și atunci să ne amintim cum se face asta mai ușor, mai eficace și, da, cu mai puțin efort. Și atunci, asta fiind zise, eu pregătesc acum să împart ecranul cu voi. Ecranul care arată. Și o să vă rog să și spuneți dacă se vede, numai puțin. Acum. Vă rog să-mi lăsați în chat o confirmare că se vede ecranul. Și, sau de fapt, să-mi spună careva că văd că nu văd chatul și nu știu cum să ies de aici. Uite că mai văzut. Da, se vede ecranul. Vede, super, mulțumesc, Cosmin. Avantajele rezilienței e un curs gândit pe o combinație foarte largă de
de oameni cărora li se adresează, abilități pentru eficacitate personală și profesională, pentru că poate fi aplicat în orice domeniu al vieții. Și acest sistem al HeartMath e folosit de, în același timp, și asta mi-a plăcut foarte mult, că e un sistem folosit simultan sau deopotrivă și de spitale și profesioniști din sănătate, medii de afaceri, echipe, antreprenori de diferite niveluri, dar și poliție, pompieri, cu care eu am lucrat mai puțin, însă am avut colegi în curs care vin din forțele armate și mi-au povestit cum, de exemplu, în armatele canadiană și americană, în ultimii ani, lucrând cu HeartMath, au decis să schimbe focusul antrenamentului militarilor de la supraviețuire la reziliență, care este o mare diferență de la a învăța să supraviețuiesc în zone de război. Și am văzut militarii cât de stresați erau, de exemplu, în Irak sau în Sudan sau în Filipine, unde am lucrat pe proiecte de pace. La reziliență, flexibilitate, adaptare, comunicare sunt cu totul alte abilități de dezvoltat. Școli, universități se folosește foarte mult în zona educațională. Atleți profesioniști și ei au echipe olimpice din Statele Unite cu care lucrează și armate, ziceam, forțele speciale, familii. Și de când m-am întors din decembrie în Statele Unite cu tehnologia și cu toată cunoașterea asta, m-am jucat cu fetițele mele de 6 și 8 ani cu asta. O să vă arăt aplicația puțin mai târziu de pe computer. Sunt niște jocuri foarte drăguțe care pentru adulți și pentru copii dezvoltă abilitatea asta de a rămâne în coerență cât mai mult timp. Aici vedeți obiectivele programului în linii mari. Și acesta este despre programul, despre reziliența personală și nivelurile de energie spirituală, mentală, emoțională și fizică, energia. Apoi abilitatea de a avea o gândire clară în situații tensionate, pentru că stresul vine în viața noastră pe miri când nu te aștepți. Și atunci una este să reacționezi dintr-o stare de calm, alert, și alta să reacționezi dintr-o stare de supraviețuire. Întăresc abilitatea să mențin conștientizarea în situații și aici mai ales la poliție, armată și în zilele noastre la medici, de exemplu, în spitale. De asta programul Avantajele Rezilienței de săptămâna viitoare aș vrea să ofer în prima tură posibilitatea cadrelor medicale și a celor afectați direct de COVID-19 să participe gratuit sau pe bază de donație. Apoi, la nivel personal, diminuarea simptomelor stresului, confuzie, oboseală, insomnie, sunt foarte mulți. Am fost surprins să văd în Statele Unite, statistic, sunt peste 60% din adulți care dorm prost și foarte prost, au probleme cu somnul în fiecare noapte. În România nu știu statisticile, însă din cunoștințele mele poate că se apropie cifra de situația din state. Și apoi timp de reacție și de coordonare. Asta în cadrul sporturilor mai ales. Avem mai departe o scurtă definiție a rezilienței, pentru că am tot amintit cuvântul ăsta și felul în care o aplic eu ca definiție și în care HeartMath a dezvoltat-o, este exact ce vedeți, capacitatea de a te pregăti, a-ți reveni și a te adapta în fața stresului, a provocărilor și dificultăților. Și dacă ne gândim la noi ca la baterii care se descarcă și se încarcă, este exact cum îmi încarc telefonul mobil sau reîncarc telefonul atunci când am nevoie. Și este cumva pentru mine de mulți ani arta de a trăi la un nivel bun, mediu și ușor reîncărcabil de energie și să nu ajung sau să ajung cât mai rar în zona roșie pe care o vedem acolo. Iar toată munca de la HeartMath se bazează pe faptul că noi suntem sisteme de energie
folosim și reînnoim energia și asta e un concept important. În cursul complet detaliem, de exemplu, ce înseamnă câmpul electric generat de gânduri, câmpul magnetic generat de emoții și câmpul electromagnetic al inimii, al creierului, al corpului generat împreună, care este mai mare, cel al inimii sau cel al creierului și cum ne afectăm la nivel relațional unii pe ceilalți, fără să vorbim, stând doar unii în prezența celorlalți, în funcție de calitatea acestei energii și calitatea câmpului electromagnetic pe care corpul nostru îl generează. Și mai jos, ne uităm puțin la domeniile rezilienței, care sunt în principiu patru. Acolo unde se întâlnesc ele, ajungem, le aducem în coerență. Și cele patru sunt fizic, vedeți, flexibilitate fizică, rezistență, putere, aș mai adăuga eu, centrare, un echilibru foarte bun fizic. La nivel emoțional avem flexibilitate, perspectivă pozitivă și autoreglare, abilitatea de a-mi regla propriile emoții. Și dacă o fac asta în mod repetat, în mod conștient, clar se schimbă întreaga manifestare a ADN-ului din corpul nostru. Apoi, la nivel mental, avem flexibilitate, abilitate de concentrare, atenție și de a include mai multe puncte de vedere. Câtă energie pierdem atunci când ne contrazicem unii pe ceilalți și câtă energie se pierde în spațiu public, în spațiu social, atunci când asistăm la tot felul de contradicții, de dezbateri, mai ales la nivel politic sau la alte niveluri. Apoi, la nivel spiritual, vorbim de flexibilitate, de devotament față de propriile valori, de a avea un set de valori sau nu, în același timp de a tolera valorile și credințele celorlalți, de a arăta empatie, de a arăta compasiune, de a ne conecta la nivel uman și de a accepta, de a cunoaște că avem aceleași nevoi de bază. Lumea mă întreba mulți ani, bun, din țările astea în care ai lucrat, din Africa, Asia, din patru continente, care ți-au plăcut cel mai mult, unde ai tu amintirile cele mai faine? Și cumva ajungeam la același răspuns, că am învățat că oamenii suntem la fel peste tot la nivel de nevoi de bază și e fantastic să mă pot conecta de la inimă la inimă, cum ar veni, în prezența oricui, fie că este cineva dintr-un sat din Sudan, la care am ajuns după o zi de condus, sau cineva dintr-un guvern sau din fruntea unei armate sau o persoană publică, un om de afaceri. Deci asta este cumva baza de la care se pornește în curs. Și vă invit acum să practicăm împreună un prim exercițiu, care este acesta de respirație cu atenția în inimă. Și aceasta este baza tuturor tehnicilor de respirație HeartMath și este și o bază pentru foarte multe practici de meditație, de yoga, de terapie. Și vreau să spun înainte să facem exercițiu că nu este o tehnică de meditație ce prezint acum, ci un instrument care ne ajută să reglăm energia și să rămânem alerți și calmi în orice moment. De asta invitația este să păstrați ochii deschiși, să vă așezați confortabil pe cât posibil cu spatele drept. Și asta e intenția, să exersăm o stare de coerență mai sporită, să fim alerți și calmi în același timp. Și te invit să duci toată atenția ta în zona inimii și să îți imaginezi cum respirația ta intră și apoi iese în zona inimii. Dacă dorești, poți să pui mâna pe inimă ca să se ancoreze mai bine atenția acolo.
Și să respiri mai încet și mai profund decât de obicei. O să inspiri numărând până la 5 și să expiri numărând tot până la 5. Bun, mulțumesc. Aceasta este respirația cu atenția în inimă. Cei de pe Zoom, vă rog să spuneți un scurt, se aude, e ok, ca să știu că încă suntem conectați și nu mă uit singur la ecranul ăsta. Da, se aude. Mulțumesc, mulțumesc. Și de aici merg mai departe în a spune două vorbe despre coerență. Reziliența, am văzut ce este, de ce e importantă. Și coerența este, așa cum vedeți, și avem, cred că, cu toți cei care am vâslit măcar o dată experiența vâslelor care se mișcă în același ritm. La un stadiu optim în care inima, mintea și emoțiile sunt aliniate. Și asta implică și sistemul fiziologic, imunitar, hormonal, nervos, în cursul să se alinieze. Coordonare energetică și în cursul complet, acolo povestim puțin și despre fiziologie, despre sistemul nervos autonom, ramurile lui simpatic și parasimpatic, care sunt efectele asupra hormonilor de creștere, vitalitate, respectiv de stres, care blochează sau care cresc sistemul imunitar. Cele două nu pot funcționa în același timp și cum generez prin gânduri și emoții în corpul meu o anumită stare care echilibrează corpul. Și un prieten spunea, apropo de coerență, că este exact atunci când conduci mașina în oraș și prinzi toate semaforele verde. Și mi-a plăcut imaginea asta, am reținut-o, o dau mai departe. Cam asta e la nivel de coerență. Spuneam, vorbeam de emoții coerente și emoții, mă rog, care generează coerență și incoerență sau mai puțin coerență. Și vedem undele cu roșu, cum oscilează foarte abrupt, undele cu albastru, mult mai ritmic, mai aliniat, mai armonios. Și clar sus, ce se întâmplă, inhibă funcția creierului, sângele merge mai mult în brațe, în picioare, în maxilare, pentru a fugi, pentru a mă lupta. Dar eu nu am nevoie de asta în societatea noastră, ci ar fi să creez în mine și în jurul meu unde electromagnetice, emoții, gânduri, care promovează o eficiență optimă, creează o reziliență. Uite cum mă și corectez cu ocazia asta. Și despre asta e vorba și o să vedeți când vă arăt ecranul cu aplicația practică, cum se vede clar, clar, clar pe ecran și pe telefonul mobil, dar în cazul nostru să fie pe laptop. Și uite, ca să exemplificăm, facem un al doilea exercițiu, vă invit să facem asta împreună. Cum pot să generez o coerență rapidă în corpul meu? Și uite o listă cu câteva emoții de bază care generează această coerență rapidă. Vă invit să-l citiți: curaj, onoare, demnitate, încredere, apreciere, recunoștință, blândețe, grijă, dragoste, compasiune, toleranță, răbdare, entuziasm și bucurie. Bun. Mergem puțin mai departe și vă invit să facem doilea exercițiu de respirație.
tehnica pentru coerență rapidă te invit să stai cât de relaxat și în același timp cu spatele cât mai drept, ochii deschiși, într-o stare de calm, alert. Să-ți concentrezi toată atenția în zona inimii, dacă vrei să pui mâna acolo, să simți mai bine. Apoi să-ți imaginezi cum respirația ta pătrunde și apoi iese din inimă sau din zona pieptului, respirând puțin mai încet și mai adânc decât de obicei. Poți inspira 5 secunde, expira 5 secunde. Cu toată atenția în zona inimii. Apoi, următorul pas, te invit să faci o încercare cât mai sinceră de a experimenta un sentiment de regenerare, cum ar fi aprecierea sau grija pentru cineva sau ceva din viața ta. Poți încerca să retrăiești, de exemplu, un sentiment pe care l-ai pentru o persoană, pentru un loc special. Sau pur și simplu să, respirând profund și îndelung, să generezi un sentiment de calm, de recunoștință. În zona inimii tale. Bun. Îți mulțumesc. Deci, coerența rapidă ca tehnică simplă, acestea sunt pașii, respirație cu atenția în inimă și activezi un sentiment care aduce o stare de regenerare sau o stare pozitivă. Pozitiv nu comparat cu emoțiile negative, așa numite, ci un sentiment pe care simt ca o stare de bine în corp. Atât emoțiile negative cât și cele pozitive au rolul lor foarte bine definite în corpul nostru și știu că multă lume, am făcut și eu asta în trecut, multă lume fuge de emoțiile negative, dar nu de astea le avem, nu de astea suntem construiți, ci să le învățăm să facem altceva cu ele. Bun, vă invit să-mi spuneți acum pe chat și pe Facebook la fel, în comentarii, cum vă simțiți după exercițiul acesta, dacă sunt stări pe care vreți să le împărtășiți. Dacă a părut ceva ca o schimbare. Iar și pe cei de pe Facebook și de pe Zoom vă invit să lăsați întrebări dacă aveți, că încet, încet mergem la zona de întrebări și răspunsuri. Întrebări sau comentarii. Salutări tuturor celor care v-ați alăturat. Vă văd pe Facebook, Alina, Madalina, Nicu, Ioana, Codruța, Delia, Rita, Alexandra. Bun, Emilia a întrebat dacă există contraindicații sau, mă rog, legat de mâncare, cei care au mâncat recent, păi respirați puțin mai rar și mai încet. Coerența oricum se întâmplă. Aș vrea să vă mai arăt acum următorul pas. Până în alta, să vedem eu ceva pe chat.
recunoștință și o ușoară stare de euforie. Mulțumesc. Mai avem... Înainte să schimb imaginea că nu se mă întorc aici. Eu mulțumesc intermediar, mai am două imagini să vă arăt, dar aici sunt locurile unde mă puteți găsi. Fie pe Gmail sabin.mureșan, fie Semințe de Fericire, fie pe, atenție, și asta este o premieră cumva, am lansat de câteva zile site-ul harmonium.life și Harmonium este numele programului cu care o să aduc și aduc deja în România tehnicile și tehnologia celor de la Institutul HeartMath. O să vedeți mai mult despre Harmonium zilele următoare. Sigla faptului că sunt certificat ca trainer de HeartMath și Semințe de Fericire, care e platforma pe care am creat-o în ultimii 6, 7 sau 8 ani chiar. Bun, și mergem mai departe. Aș vrea să vă arăt pe un alt ecran acum. Să vă arăt cuprinsul pe scurt al cursului Avantajele Rezilienței pentru cei care veți fi interesați să îl parcurgeți. Avem așa o explicare despre emoții regeneratoare și emoții consumatoare de energie. Apoi avem, mulțumesc Emilia de ce ai scris, avem situații consumatoare de energie și avem câteva fișe de exercițiu foarte practice și aplicabile în acest ghid. Apropo, acest ghid de curs îl va primi fiecare care participă. Apoi avem primele tehnici de autoreglare a energiei. Avem, spuneam, fiziologia coerenței, puțin despre sistemul nervos autonom, comunicare dintre inimă și creier, cum se transmit informațiile, o fișă de lucru de la epuizare la regenerare, cum ne putem regenera prin emoțiile pe care le creăm în zona inimii noastre. Parte de intuiție, care mi s-a părut foarte interesantă și sunt niște date științifice importante despre ce înseamnă și cum putem să accesăm această intuiție, de ce e importantă. O altă tehnică de respirație legată de intuiție. Și apoi parte de energetică relațională, despre cum ne influențăm unii pe ceilalți și aici iarăși sunt niște experimente științifice ca sprijin, cum ne influențăm unii pe ceilalți prin undele electromagnetice pe care le generăm din inimă, în jurul nostru și din creier. Energetica comunicării, cum ascultăm și cum vorbim și de ce este asta foarte important din perspectiva coerenței. Și stabilirea unui nou nivel de referință, pentru că surpriza este că după o practică de 2, 3, 4 săptămâni, 3 luni de zile și mai bine, avem clar un alt nivel de referință. Deci nu mai luăm de la zero, ci abordăm fiecare situație în care ne confruntăm cu stres neprevăzut de pe alt punct de plecare. Da? Cu mult mai multă ușurință revenim și sunt câteva grafice foarte faine din mai multe domenii, poliție, relații personale și așa mai departe, unde oamenii, antrenându-se în mod repetat câteva zile, săptămâni, apoi au reușit să aibă un alt punct de resetare. Și sigur, la nivel mai concret, un plan de acțiune pentru a opri scurgeri de energie în viața mea și pentru a-mi construi capacitatea de reziliență. Și asta se leagă foarte bine de întrebarea Alinei de la început, cum să tratez schimbarea care este inevitabilă în viața noastră tuturor și am văzut asta, mai ales în ultimele două luni, și cum să tratez schimbarea, cum să dezvolt abilitatea de reziliență pentru a chiar găsi motive de creștere în schimbare, motive de dezvoltare și de evoluție. Bun, asta este partea de conținut a cursului și mai am, înainte să ajungem la întrebări, un ecran pe care vreau să-l împart.
care este acela al... Vedeți toată lumea ecranul cu tehnologia de la HeartMath, da? Cei de pe Zoom, dați-mi, vă rog, un... Da, da. Da, mulțumesc, Emilia. Orși, mă bucur să te văd, cel puțin pe Facebook. Și facem așa. Asta este varianta de laptop. Eu lucrez cu două variante, una pentru computer, cealaltă pentru telefonul mobil. Tehnologie HeartMath se numește M-Wave Pro. Și vedeți în partea stângă, este o aplicație, un soft gândit pentru un număr nelimitat de utilizatori. Și în partea stângă, aplicația are zona de resurse educaționale și sunt foarte multe și pe site-urile de la heartmath.com, heartmath.org, găsiți multe, multe resurse, unele făcute gratuite acum în perioada asta, și articole științifice. Și aici avem câteva zone de training, pe partea de știință, videouri și tehnica de coerență rapidă pe care am făcut-o împreună. Iar în partea dreaptă avem activitățile și aici e foarte fain pentru că asta este, vă ziceam, de jocuri și copiii de 6, 7, 8 ani au fost foarte încântați, dar și adulții, sunt diferite jocuri, balonul stă cu atât mai mult în aer cu cât sunt eu mai mult în coerență, grădina se înverdește și apar tot felul de grize și animăluțe în funcție de nivelul de coerență și așa mai departe. Sunt chiar foarte antrenante. E și o parte de istoric, o parte de care e stocată în cloud undeva, într-un depozit virtual. Și avantajul este că poți să vezi atât pe tine cât și pacienții cu care lucrezi, de exemplu, dacă ai un cabinet de terapie sau oameni care lucrează de la distanță, se poate face o corelare și poți să vezi oamenii cum lucrează între sesiunile live. Și hai să facem acum, uite, o demonstrație live. Eu am atașat de ureche un senzor care măsoară pulsul. Și sus veți vedea variabilitatea pulsului meu, cum pulsul crește și scade și de fapt e măsurată distanța dintre bătăile inimii care se modifică, crește sau scade ușor în funcție de ceea ce este absolut normal, în funcție de diferiți factori, de vârstă, de starea fizică, starea emoțională, de timpul din zi, pentru că noaptea avem un alt ritm decât ziua și așa mai departe. Iar jos sunt trei culori de coerență, roșu evident cel mai scăzut și mai incoerent, verde cel mai crescut, de la 1 la 16 merge, dar asta e 16, este destul de avansat. Vedeți, acum sunt undeva, vorbesc normal, nu mă concentrez cu respirația în zona inimii, oscilez undeva și pulsul între 70 și 100 și pe baza variabilității de sus, jos, se face un grafic al coerenței, uite, mă duc spre albastru, spre roșu. Și mai sunt alte date pe ecran în aceste, ca niște eprubete în care urcă și coboară roșu, albastru, verde, arată în timp real cât la sută din timp petrec în cele trei zone fiecare. Apoi aici jos, nivelul mediu de coerență, nivelul actual de fapt, timpul pe care îl petrec și 80-90, uite, am un puls care crește și coboară. Și atunci, uite, timp de până acum aproape 2 minute, fără să fac un efort deosebit, cam așa arată graficul. Și acum o să trec cât pot de bine într-o stare de coerență pentru a vedea, te salut Laurențiu și pe tine, acum văd că ai intrat pe Facebook, pentru a vedea ce se întâmplă atunci când duc atenția în zona inimii.
Și mă opresc din vorbit pentru moment, să am atenția în interior. Continui să mențin atenția în zona inimii. Și să respir mai rar și mai profund decât de obicei. Ați observat când am vorbit, a început să scadă nivelul de coerență. Și acum va crește ușor. Sau s-a oprit, opresc acum, de fapt. Pentru că vreau să vedeți diferența de tipar. Și vedeți jos... Maxim de coerență a fost în minutul 4, până la minutul 2 și ceva. Vedeți, pe graficul de sus, graficul este destul de haotic, până la minutul 2:30, cum ar veni. După care, vedeți, mult mai coerent, mai armonios tiparele inimii, ritmul cardiac, culminat cu minutul 4, unde aici a fost nivelul 8 și sus a fost, se vede, un grafic destul de armonios. Iar apoi la final iarăși destul de haotic. Mai spun acum că ideea nu este să stau tot timpul pe verde și cât mai sus, ci să revin cât mai rapid. Să revin cât mai rapid dacă am avut o situație de stres neprevăzută, să pot reveni ușor cât mai sus și cât mai mult pe verde. Atunci creierul are o temă de casă foarte importantă și plăcându-i provocările astea, creierul va încerca să o rezolve. Stai cât mai mult și cât mai sus pe verde. Asta e de fapt antrenamentul. Și e uimitor cum creierul caută și se optimizează să ducă energia în zona inimii și să facă tot ce știe mai bine pentru a atinge acest obiectiv. Bun. Cam asta e partea de prezentare. Ne-am uitat acum la partea practică și sunt 4 niveluri de dificultate și pe aplicația de mobil și pe cea de pe laptop.
Dragilor, și de pe Facebook și de pe Zoom, dacă aveți întrebări, acum e momentul. Hai să opresc share la ecran. Și vă ascult cu drag dacă aveți întrebări. Apropo de reziliență, de curs, vă amintesc că intenția de bază a prezentării de azi este să aducă mai multe informații despre cursul Avantajele Rezilienței, pe care îl voi rula pentru prima dată, prima serie, sâmbătă și duminica viitoare. Deja sunt o serie de oameni înscriși, mai sunt locuri libere și puteți participa și individual, dar și cu echipele voastre, cu colegii, cu familia. Dacă vă uitați pe site, și o să pun acum link-ul la descrierea cursului, o să vedeți că sunt mai multe categorii de participanți posibil și de contribuție la curs. Și dincolo de asta, sigur, spuneam la început că un alt obiectiv este ca toți cei care urmăriți acum și care o să revadă înregistrarea pe Facebook să practice deja. Am adus două instrumente foarte puternice și simple și eficiente de folosit. Și o să mai las niște resurse aici. Una este o altă înregistrare a un webinar gratis pe care l-am făcut la începutul acestei perioade de izolare. Și mai pun un document pe care l-am folosit mult în ultimii ani, un chestionar de autoevaluare și de ghidaj pentru practică concretă la nivel de reziliență. Sunt, cred, 20, dacă mă amintesc bine, de întrebări care acoperă zona asta fizică, emoțională, mentală, spirituală, și un mic ghid de practică pentru 12 săptămâni. Că, până la urmă, cheia în asta constă, în a face în fiecare zi câte puțin. Și văd, de exemplu, după ce copiii s-au jucat cu partea asta de tehnologie, le-am dat și lor un senzor să exerseze în fiecare zi și am pus pe telefon o aplicație care sună din oră în oră și ne amintește să respirăm, să ne oprim oriunde am fi în casă, să ne oprim și să respirăm cu atenție în inimă. Și funcționează foarte bine. Totul este în practică și în a înțelege baza că cu gândul, cu atenția mentală în zona inimii pot genera o emoție așa numit superior, o emoție care măsurabil, și ați văzut, măsurabil aduce corpul în coerență și asta va genera, va determina întreg corpul să reacționeze, să se modifice, să se elibereze de fapt din ADN-ul nostru acele informații care reacționează la noua informație. Pentru că atunci când sunt obișnuit la reacții de stres, de nerăbdare, de critică, de ură, de învinovățire, de mai ales în zilele astea când circulă atâtea informații, de a intra într-un joc al contrarilor, al luptei, al războiului, trebuie să te conving pe tine că eu am dreptate pe orice temă circulă acum pe internet în zilele astea, corpul nostru întreg, fiecare celulă reacționează la aceste gânduri și emoții și ne servesc aceeași rețetă. Vor căuta. Chiar citesc acum și vă recomand ultima carte a lui Joe Dispenza, Supranatural. Explică îndelung procesele astea și la capitolul 7 descrie și recomandă HeartMath, pentru că au lucrat împreună. Uite, trei ambasadori mari ai muncii celor de la HeartMath sunt Greg Braden și Bruce Lipton, care sunt și în consiliul lor consultativ, și Joe Dispenza, cu care au lucrat mai mulți ani. Și în Supranatural, Joe Dispenza explică în detaliu, plus că are niște meditații care sunt alt nivel de lucru, de ce prin minte creăm gândurile, creăm emoțiile, emoțiile creează corpul, literalmente, și corpul și emoțiile creează mintea și atunci devine așa un ciclu de minte, emoții,
care se autocrează și noi avem supraputerea să intervenim oricând în circuitul ăsta și să creăm altceva, sigur, cu practică, cu exerciții în fiecare zi. Se întâmplă peste noapte, vă zic sincer, cu mâna pe inimă, se întâmplă peste noapte schimbarea asta, numai că nu știu să vă zic peste câta noapte, pentru că asta e un lucru care îl aud des la sesiuni de coaching sau în cursuri, dar bine, și nu le spui când o să se întâmple chestia asta, că i-aș vrea ceva rapid și multă lume, și am vrut și eu mulți ani ceva foarte rapid, peste noapte. Și acum pot să-ți garantez că se întâmplă peste noapte. Numai că nu știi care noapte, că fiecare e diferit. Dar clar, peste o noapte se va întâmpla și vei da seama, fai, a meritat și e deja diferit, și e deja diferit, și e deja diferit. Și mai e ceva, și anume să, uite, mă uit la voi așa pe câți vă văd și pe câți nu vă simt aici. Mai e ceva, și anume, vă felicit și vă încurajez să vă apreciați chiar momentul ăsta, chiar momentul ăsta, pentru exact ce faceți acum, unde sunteți acum, indiferent cum v-au fost ultimele două luni, indiferent, să practicați recunoștința asta masivă, puternică pentru voi chiar acum, pentru că faceți în fiecare moment cel mai bun lucru pe care puteți face. Asta este fără discuție, adevărat. Da? Deci fără critică, fără judecată, fără aș putea să fiu mai bun, aș putea că citesc pe dispensa și zic, mamă, m-am trăit degeaba, omul ăsta, uite ce-a făcut, sau mă uit la Muji sau mai citesc ce știu, motivațional pe internet și după intru în depresie și zic, păi, ce-am făcut toată viața? Că uite oamenii ăștia, ce iese fericirea din ei numai când respiră. Suntem fiecare cât de bine putem, unde putem și de aici, din starea asta de apreciere maximă pentru noi și recunoștință maximă pentru noi, de aici creăm mai departe următorul pas. Da? Sunt recunoscător pentru ce sunt acum, sunt suficient ce sunt acum în viața mea și din poziția asta conștientă creez viața pe care o trăiesc mai departe. Asta e. Restul sunt pierderi de energie. Și le mai facem, le mai pierdem. Dar când le pierdem, ok, accept, nu mă biciuiesc prea tare, merg mai departe. În fiecare zi un lucru în plus, un lucru în plus. Emilia întreabă dacă e suficient să devii conștient de faptul că nu ești în coerență și să practici. Respirație sau mai e nevoie și de altceva? Foarte fain. Pentru mine, da, e suficient să devii conștient, pentru că sunt momente când devin incoerent, mai ales fiind părinte a două fetițe cu energie de dragon, el arată de 6 și de 8 ani, dar energia e de centrală nucleară la puterea 10-a și călare pe doi dragoni care merg să cucerească ce știe ce lume nevăzută. Dar nu dau vina pe ele și viața ne aduce multe, multe ipostaze. Ieșind din coerență, tocmai de asta revin înapoi și zic, bun, mă retrag, stop. Avem tot felul de practici, am lucrat cu adulți, am lucrat cu copii, cu aceeași tip de practică, stop. Avem gradual, stop 1, ceea ce înseamnă atenție și oricine din casă sau, mă rog, în câteva echipe cu care am lucrat, dar mai ales în casă, vă spun acum, am stat în casă cu toții și cei care locuim mai mulți într-o casă, e avantajul nostru și în același timp înseamnă un număr sporit de potențial conflictual, minunat. Și atunci stop 1, atenție, îți spun că e ceva acolo, stop 2 e destul de greu și când spun stop 3 și nu te-ai oprit, că ești adult sau că ești copil, și da, copiii au învățat să folosească cu părinții, atunci ne oprim și e nevoie de intervenție, să ne oprim cu adevărat cu toții, ca să nu ne rănim, știi, să nu ajungem în zona de haos, necontrolat, respirație, depinde foarte mult, că dacă emoțiile sunt foarte puternice, de furie și așa, până să merg în respirație și să reintru în zona de coerență, atunci e nevoie uneori, facem exerciții de eliberare emoțională. De exemplu, sunt exerciții de a scutura corpul pur și simplu, de a scutura
pentru că energie care se acumulează foarte puternică și are nevoie să fie ajutată prin respirație și scuturare conștientă. Sunt mai multe tipuri de exerciții, o metodă e metoda 3, din câte am văzut, eu nu o practic, dar o cunosc și noi în ultimii ani în cercurile de bărbați, cursurile pentru bărbați am practicat mult tehnici de respirație și ancorare în corp și eliberare emoțională. Dansul este o altă metodă de eliberare emoțională, de exemplu. Și apoi revin la respirație cu atenția în inimă și exersez. Și până să vină această criză, de exemplu, neprevăzută de stres, exersez. Mă opresc, exersez. Eu am testat în ultimele luni, folosind telefonul și un senzor mai mic prin Bluetooth, am testat la volan, am testat în timp ce făceam escaladă sau în timp ce spălam vase sau, nu știu, orice altceva la birou, ca să văd, și foarte fain să văd în săptămâna următoare, în fiecare zi, o să lansez câte un articol pe Semințe de Fericire și pe Harmonium.life, ca să vedeți modul în care se poate folosi această tehnică. Și, de exemplu, am monitorizat 2 zile o terapeută și pe clienții ei în același timp, văzând la ce reacționează unii și alții. Mă monitorizez pe mine să văd atunci când scriu un e-mail sau când gândesc la un proiect sau în orice situație, când intru în coerență, când cânt, de exemplu, când liber la un instrument muzical, îmi place foarte mult muzica. Da? Cum intru în coerență? Cum intru în coerență? Mulțumesc, Bogdan, de atenționare. 3 e metoda de eliberare emoțională. 1, 2, 3 pentru Bogdan, repet, da, am făcut un cod cumva, dându-ne seama că uneori tensiunea și intensitatea și copiii știți că trec de multe ori de la joacă la conflict serios foarte rapid și adulții fac asta, dar parcă mai finuți, mai sunt instrumente, suntem mai finuți noi, dar tot ajungem uneori repede și atunci avem așa un sistem în care când simt că se umple paharul, zic stop 1. Adică cumva semnalez, vezi că ne apropiem de zona roșie, stop 1. Apoi stop 2 când am zis stop 1 și am și exprimat, nu zic doar stop 1, și spun în verbal, uite ce faci acum, îmi creează foarte multă furie, am nevoie de spațiu meu, am nevoie să mă retrag sau lasă-mă. Și apoi la stop 3, ceea ce rar se întâmplă, e zona în care ne asumăm, fie să oprim total, fie ne asumăm că uneori vocea dragonului se aude foarte clar și tare a copiilor și a adulților. Eu cumva învățăm să respectăm și asta și învățăm să ne dăm voie și dacă uneori, și uite ce am exersat un lucru în ultimele săptămâni, dacă deschideți pe YouTube, căutați dansul de la dansul maorilor, haka, care se face de către rugbiștii neozelandezi și alte ritualuri de nuntă, ei scot limba și eliberează energia de războinic, dragonul, leu, scot și chiar așa o mișcare de... E foarte important că energia aia, focul ăla interior e acolo și ne arde și e foarte periculos, foarte periculos. Se spunea într-o anumită cultură, un războinic care nu știe să danseze, să nu-i pui o armă în mână, că face prăpăd. Trebuie să știm să ne canalizăm energia asta. Da? Și uneori, da, uneori ne apucăm cu copiii și eliberăm, scuturăm, punem muzică tare. Da, e stresant pentru multă lume să trăiască atâta timp închisă, mai ales cei care nu au curte, nu au soare, nu au balconul pe nord și nu văd decât lenjeria vecinilor expusă la uscați sau ce știu ce alte. Dar și în viața, să zic, dinainte, de la companii, birouri, ești în birou cu colegi, lucrezi cu colegi cu care nu te înțelegi și nu-ți place de ei, predai și la clasă ai elevi care au un comportament solicitant. Care sunt metodele astea? Deci eu aduc tehnologia de la HeartMath în contextul
un program mai larg, Harmonium, și am colaborat și cu Emilia și cu alți oameni foarte faini pe programe în care avem nevoie să creștem inteligența emoțională, să știm rolul emoțiilor, plăcute, neplăcute, să știm să respirăm, să ne conectăm la corp, la inteligența lui și să fim creativi în comunicare și atenți și conștienți în relaționare, ca să putem trăi armonios cu noi și cu ceilalți. Cam asta e povestea. Ce întrebări mai aveți? Mai stăm 2-3 minute. Or, și da, ăla e gadgetul pe care folosesc pe telefon, mă uit acum pe Facebook, dar pe laptop am folosit pe M-Wave Pro. Mai spun o dată și vă pun din nou link-ul și pe Facebook. Săptămâna viitoare încep cursul Avantajele Rezilienței. Pe pagina asta vedeți inclusiv tehnologia pe care o prezint aici. Și da, puteți și comanda. Eu am câțiva senzori cu care lucrez, dar precomand, deja am precomandat pentru oamenii care s-au înscris la curs o parte de tehnologie, pentru că e altfel să faci cursul în timp ce ai atașat de tine senzorul și vezi pe ecran în timp real ce se întâmplă. Mult mai profund e procesul de învățare. Însă nu e necesar să ai senzorul ca să poți să participi la curs, îl poți avea după aceea. Eu sper să lucrăm și față în față la un moment dat, dar până atunci asta e o metodă foarte faină de a... Și m-am consultat cu colegii din Brazilia, de exemplu, cum să iau experiență de 2 luni deja de cursuri online, cum să aducem cât mai bine în online acest curs care este gândit inițial pentru partea de față în față ca predare. Și spuneam, la început, grupurile țintă sunt atât de educatori, pedagogi, terapeuți, consilieri, traineri, coach, dar și armată, poliție, medici, cadre medicale, persoane, se lucrează pe tot felul de afecțiuni. Am colegi din Marea Britanie care lucrează cu persoane cu diferite afecțiuni fizice, emoționale și repetând exercițiile astea, există rezultate. Sunt 25 plus de ani de studii și o să primiți în bibliografia cursului multe studii, pentru că vă dați seama că lumea a întrebat. Ori și da, o să mai țin cursul în viitor. Asta e prima serie, sâmbătă, duminica viitoare. Și e o serie care a pornit de la invitația unui grup foarte fain din Galați. De asta invitația să deschidem și să mai alăturăm participanți dacă mai vor. Dar, sigur, e abia la început. Vom face un grup de practică privat pe Facebook, unde toți participanții tuturor seriilor vor fi acolo. În fiecare săptămână o să facem câte un live de practică. Intenția mea este, v-am spus, nu doar să vând un curs, ci să susțin practica individuală cu rezultate a fiecăruia dintre cei care aleg să participe. Pentru că, gândesc foarte pragmatic, în curs avem și un modul de coerență globală și asta înseamnă că dacă câteva sute, câteva mii dintre noi intrăm în coerență, avem aceste practici și asta este foarte fezabil în următoarele luni și următorii ani, imaginați-vă teritoriul țării, se schimbă situația când sute și mii de oameni practică deja această coerență. Comunicăm între noi la nivel electromagnetic, la nivel de intenție și lucrurile se schimbă la nivel măsurabil, științific și mai sunt alte comunități în România care sunt aliniate la aceeași intenție de a ne aduce în coerență inima cu creierul și cu corpul, cu emoțiile. În plus, există o aplicație globală de la HeartMath, dar nu mai încarc acum chat-ul cu ea. O găsiți Global Coherence App și se poate intra. O să avem și noi acolo o cameră a noastră de practică, de a intra în coerență și cu alții. Deci e un proiect mai amplu, dar cu pași mici și simpli și uite, cel mai fain de astăzi este exact momentul de acum, întâlnirea noastră pentru mine. Um,
Da, Joe Dispenza e foarte puternic. E un nivel următor. O să facem meditații cu Joe Dispenza în grupul participanților la curs. Pentru că cursul acesta este gândit la nivel simplu de bază, de introducere. Și acolo vreau să începem. Și de acolo o să vedem cum mergem. Salutări, Ileana, Tommy. Mă bucur că ați intrat și voi. Dacă aveți ultima întrebare sau ultimele întrebări legate de tema de azi, pe Zoom sau pe... Mă uit dacă mi-a mai scăpat ceva. Am mai lăsat niște resurse pe Zoom. Și important e să vedeți dacă vă atrage cursul în formatul în care e prezentat acum și poate și mai important, cine știe, să dați mai departe mesajul, aș aprecia foarte mult, poate aveți prieteni, colegi, familie. În ultimii 2 ani am creat cursul Vibrații Armoniei pe WhatsApp, l-am derulat mai mult și a generat niște valuri foarte faine în apropierea celor care au participat și o să continui să aduc cât mai mult din munca asta și pe online. Super! Păi, nu mai văd întrebări. Vă mulțumesc mult că v-ați luat timp. Emilia și eu îți mulțumesc. Da, 14 la 18 în fiecare zi, sâmbătă și duminică în weekend. Știu că poate fi o concurență neloială cu libertatea bruscă după 2 luni de acolo în cutie. Dar găsim modalități și așa e gândit cursul. Sunt 4 ore, dar în 4 ore sigur o să avem și pauze. Cine are o conexiune bună la internet astăzi poate să asculte, să participe de oriunde. O să avem multă flexibilitate. Eu am decis să sărbătoresc în felul ăsta și să nu aștept, ce știu, încă o săptămână sau două, mai că da, oamenii au cerut cumva, vă mărturisesc că cursul se ține acum pentru că am primit un e-mail din Senin întrebând, uite, vrem aparatele, vrem cursul, eu deja tradusesem, am dat la tradus prezentarea PowerPoint și ghidul de participare. Așa că lucrurile converg frumos. Să fie de folos. Mă mulțumesc, să fiți binecuvântați și să ne auzim cu bine, să ne și vedem cu bine. Să aveți un weekend cât mai fain mai departe. La fel. Să fie bine. Hai bine. Pa. Salut.